Vă salut, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou clip în care vreau să vă arăt ce activitate mi-am propus să fac în această superbă zi de decembrie. Și spun superbă zi, întrucât, așa cum puteți vedea și voi, în sfârșit a ieșit și soarele la noi în oraș. În ultimele 3 săptămâni a fost cumplit de urâtă vremea, cu ceață, cu ploi mărunte, cu frig, cu vânt, cu... nici nu vreau să mi-aduc aminte. Și acum că s-a făcut vremea un pic mai frumoasă, au sărit un pic și temperaturile în sus, a ieșit și soarele, de a mai uscat un pic frunzele și pământul, vreau să fac un pic de curățenie, ordine, nici nu știu cum să zic la această activitate, respectiv să adun toate frunzele acestea care sunt împrăștiate în această zonă a grădinii, în spatele grădinii mele unde am arbuști fructiferi. Și pentru această activitate vreau să folosesc această suflantă de la Ruris. Este vorba de modelul SF1345E. Este o suflantă electrică pe acumulator. Așa arată acumulatorul ei, de fapt este acumulatorul pe care l-am de la mașina de tuns gazon electrică pe acumulator. Este o suflantă pe care o am de aproximativ o lună de zile, am tot folosit-o, au folosit-o și copiii mei, s-au jucat foarte mult cu ea, după cum se poate vedea, fiica mea a și personalizat-o. Și acum hai să vă spun și câteva date tehnice despre această suflantă. Așa cum v-am spus, este o suflantă electrică pe acumulator, are o putere de 200 de W, un volum maxim de aer de 620 de metri cub pe oră, viteza maximă a aerului este de 41 de metri pe secundă, funcție turbo, foarte important, aici are un buton de turbo, acumulatorul litiu-ion, turație 15.000 de rotații pe minut și, extrem de important, greutatea este de doar 2,5 kg. Acumulatorul este încărcat 100% și acum îl voi introduce în suflantă. Acesta este orificiul prin care se introduce acumulatorul în suflantă. Și voi începe să adun frunzele din partea de mijloc a curții spre spate. Ca să vedeți exact ce face funcția asta turbo, haideți să facem o comparație între modul normal de funcționare și funcția turbo. Acum este pe modul normal și acum este pe funcția turbo. Se vedea faptul că pe funcția turbo are o putere atât de mare încât reușește să mute chiar și frunzele uscate care în ultima perioadă, în ultimele 2-3 săptămâni, o lună de zile, aproape că s-au lipit de sol.
Am finalizat de adunat frunzele într-un procent mai mare de 95% și spun asta întrucât în acea zonă a grădinii, haideți să vă arăt un pic mai de aproape că suntem în contralumină, aici zona aceasta a mai rămas unde nu am mai putut să suflu frunzele întrucât acumulatorul de la suflantă s-a terminat. Este adevărat, toată suprafața aceasta pe care o am eu aici în această zonă este de aproximativ 300 de metri pătrați și la fel este foarte adevărat că o mare parte din timp am folosit funcția turbo a suflantei. Însă, important este că rezultatul final este foarte, foarte onorabil. Nu este perfect, este adevărat, mai sunt frunze așa cum puteți vedea și voi, însă dacă facem o comparație față de cum era la început, acum arată mai mult decât bine, arată în sfârșit civilizat. Și important este că afinii mei nu mai sunt acoperiți de frunze și un alt aspect pe care voiam să vi-l arăt este că atunci când frunzele rămân o perioadă destul de mare pe sol, se întâmplă următorul fenomen. Din cauza umidității crescute, apar acești fungi care cu siguranță nu fac bine deloc plantelor. Așa cum puteți vedea aici, eu am zmeură care va rodi pe lemnul acesta anul viitor și este foarte probabil că dacă aș fi lăsat până în primăvară toate aceste frunze în toată această zonă, la baza plantelor s-ar fi dezvoltat o cantitate destul de mare de fungi, nici nu știu cum să mă exprim. Cert e că sunt sigur că nu ar fi făcut bine plantelor. Așa se vede și în această zonă unde sunt murii. În sfârșit, acum se poate vedea și solul pe rândul dintre muri. Am curățat și am adunat frunzele foarte bine și în spatele rândului de muri. Îmi place foarte mult, arată foarte, foarte, foarte bine. Iar în ceea ce privește această suflantă, nu pot să zic decât că este o adevărată plăcere, o adevărată distracție să o folosești. Poate că unii consideră că este o muncă să adun frunzele din grădină, însă pentru mine cu această suflantă consider că este o adevărată distracție. Îmi place foarte, foarte mult această funcție turbo care ajută foarte mult, mai ales atunci când frunzele sunt lipite de sol. Ați văzut și voi, din cauza faptului că au stat foarte mult pe sol și au fost foarte multe ploi, aproape că s-au lipit de sol. Iar în zone precum acestea, zone aglomerate, era destul de greu să fie smulse frunzele de pe sol. Apropo, uitați și aici, exact ce vă spuneam. Mucegai la baza plantelor, mucegai care sunt ferm convins că nu face absolut deloc bine plantelor mele. Deci revenind, îmi place foarte mult această funcție turbo și în ceea ce privește acumulatorul, zic eu că s-a descurcat onorabil și a rezistat destul de bine la această suprafață de, așa cum v-am spus, de aproximativ 300 de metri pătrați. Cam atât pentru azi, sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-au fost de folos anumite informații, vă salut și vă transmit toate cele bune!